Buzuenii și nu numai ei sunt invitați la o vacanță de neuitat în ținutul Buzăului. Din această primăvară și pe tot parcursul verii, Consiliul Județean Buzău, alături de partenerii săi, va organiza în Geoparcul UNESCO numeroase evenimente internaționale, tabere pentru studenți, dar și drumeții pe trasee turistice. Cu universitatea vom avea activități în geoparcul Ținutul Buzăului de explorare, cercetare și așa mai departe. Vor fi taberele de studenți care vin să facă... Uh, dacă vreți, practica de studiu pe perioada verii, care o face în zona Mânzălă și ținutul Buzăului, vor fi mai multe evenimente care, din în zonele respective, vor participa, dacă vreți, la mai multe evenimente internaționale. Atracțiile turistice din județul Buzău vor fi puse în valoare în urma mai multor investiții și parteneriate încheiate de Consiliul Județean. Vom reface uh, trasee, se vor marca alte trasee, vor uh, apărea anumite lucruri noi. Consiliul Județean Buzău are în vedere și un schimb de experiență cu reprezentanții celorlalte geoparcuri UNESCO din Europa. Vom avea une, undeva, în, încă nu am stabilit, probabil că undeva în luna uh, august, dacă vreți ca și un schimb de experiență cu Geoparcul Ținutul Buzăului a fost recunoscut drept SIT UNESCO în luna aprilie 2022, fiind un teritoriu ce cuprinde elemente de interes geologic deosebit, alături de elemente de interes ecologic, arheologic, istoric și cultural de importanță mondială. În acest weekend, elevii de la trei școli asociate UNESCO au vizitat Geoparcul Ținutul Buzăului, acolo unde au mers pe cel mai nou traseu marcat din Geoparc, către geositul cu trovanți Ciupercile de Piatră de la Odăile. De asemenea, ei au plantat copaci la punctele de belvedere amenajate recent pe acest traseu. Elevii au vizitat și obiectivele turistice Casa Memorială Vasile Voiculescu și colecția vizitabilă Muzeul Formelor. Activitatea a fost organizată de Consiliul Județean Buzău împreună cu Asociația Ținutul Buzăului, Primăria Odăile, Fundația Pădurea de Mâine și Școlile Asociate UNESCO, Colegiul Economic Regele Mihai I, Liceul Tehnic Buzău și Școala Odăile.